Seară magică miercuri la Timișoara, avocații din oraș au respectat tradiția și au oferit timișorenilor un nou moment încântător. Au dezbrăcat robele și și-au unit glasurile într-un concert caritabil de Crăciun, alături de mai mulți copii talentați. Concertul a avut loc în Biserica Romano-Catolică Elisabetine din Piața Bălcescu, care a devenit neîncăpătoare. O mulțime de oameni s-au adunat să asculte colinde, dar și să facă donații pentru ajutorarea unor copii nevoiași prin intermediul fundației United Way. E un exercițiu de perseverență și de răbdare până la urmă, dar ce ați văzut aici e, să spunem, 30% muncă, 30% suflet și restul ambiție. Ambiție foarte multă. Da. Până la urmă că e vorba de un program, trebuie să te răpești ori din sânul familiei, ori din al muncii, deci până la urmă este vorba de un sacrificiu. Chiar și acolo, în instanță, suntem tot colegi până la urmă. Noi nu ne certăm între noi, sau cel puțin acesta ar fi dezideratul profesiei noastre. Iar aici este pur și simplu o transpunere a solidarității noastre într-un plan, să spunem, extra-profesional și care ne umple de bucurie. Adică ce ați văzut în seara asta e un schimb de energie. Nu doar publicul dă sau publicul primește, ci toate părțile pleacă acasă fericite, sperăm noi. Alături de glasurile avocaților, în biserică au răsunat și vocile cristaline ale copiilor de la școlile gimnaziale 2 și 25 din Timișoara, dar și de la Bucovăț.